Enigmele din Providence. Episodul 3. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele șapte maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze, înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Frumoase pentru o zi. Bună seara, prieteni! În calitate de primar al orașului Providence, am marea bucurie de a vă întâmpina la finala concursului Miss Providence! Bravo! În seara aceasta, juriul va decide și va alege câștigătoarea dintre fermecătoarele candidate! Fii serios, Oscar! Un concurs de frumusețe e complet depășit, demodat! Trebuie să apreciem femeile pentru inteligența lor, nu pentru frumusețe! Te rog, Katia, suntem în întârziere! Cu 11 minute și 23 de secunde! Domnul Rudolf se va enerva! N-are decât să se enerveze, Martin! Claudette, un șampon cu germen de arahide, te rog! Vai de mine! E greu de preparat! Mă grăbesc, domnișoară Katia! Gata! Concursul de frumusețe! Trebuie să-mi plătiți data viitoare, eu o șterg! Concursurile de frumusețe. Am fost aleasă Miss Providence acum 10 ani și nu mai sunt luată în serios. O frumoasă pentru o zi dată uitării în ziua următoare. Să știi, draga mea Claudette, că... Că ora e ora. Pentru ce vă gândiți așa? Pentru frumusețe? Știți oare cât e de iluzorie și fragilă? Nu trebuie să aveți încredere în ea. Poate fi amăgitoare. E timpul să aflați cu toții. Ei, ceasul așteptat a sosit. Putem să începem. Veți descoperi că frumoasele noastre candidate sunt și mai încântătoare. În ținută lejeră. Cine va fi fericita câștigătoare? Miss Benin, prințesa deșertului? Miss Portugalia cu tenul măsliniu? Încetați! Katia, te rog! Trăiască inteligența, trăiască jos cu dictatura frumuseții! E inadmisibil! O insultă! Miss Fiji, misterioasă și exotică! Miss Norvegia, albă ca zăpada și... Miss Japonia, ușoară ca fulgul! Bravo! Nu vă alarmați, fiți calm, Martin, trebuie să reparăm curentul. Baltazar, unde ești? Fă ceva! Baltazar! Japonia, unde e? A dispărut. Ce parfum e asta? Ce tupeu! O răpire sub ochii mei, ba nu, sub ochii tăi, Baltazar! Da, șeful! Știi cumva cine sunt? Ăsta-i incident diplomatic, știi ce înseamnă asta, nu? Da, șeful, veți fi înlocuit! Voi fi înlocuit, pricepi? Și totul numai din vina ta! Din vina ta! Puțin bicarbonat? Știți, șeful, nu e decât o singură persoană care avea motive să saboteze concursul. Aceasta este Katia. Katia, nesuferita aia mică! Ia, Oscar și Martin, îmi fac viața amară! Locotenente, știi ce ai de făcut! Printr-o magie, să o răpească pe Miss Japonia prin concurs e de-a dreptul incredibil. Eu aș spune că e diabolic. Amintește-ți de forțele răului de care vorbea pergamentul.
Poate că Miss Japonia a fugit pur și simplu. Era cam stresată din cauza concursului și... N-aș crede, pe scenă plutea un parfum ciudat. Mă întreb ce era. Să mergem să vorbim cu celelalte candidate. Mâine voi merge la Stanley să caut în schițele teatrului un pasaj secret. Am senzația că răpitorul va ataca din nou. Jurați, domnișoarelor, sunt sigur că există o explicație foarte simplă, logică și deloc înfricoșătoare. Care, de exemplu? Păi, să mă gândesc, că nu doriți puțin ceai? Ah! Uite, cineva a scris un mesaj pe vantaiul ăsta. Draga mea, Sushi, nu mai am liniște, te iubesc. Răspunde-mi, pe curând, scumpa mea, semnează anonimul. Ce e sushi? Mâncare japoneză din pește crud. Pește crud? Oh, ce dezgustător! Dimpotrivă, e delicios. Eu merg acasă să examinez mesajul. Tu și Marten rămâneți aici și supravegheați celelalte candidate. Benin, Fiji și Portugalia dorm buștean. A mai rămas doar una. Ah, asta e camera ei. Mor de somn. Dar ce te-a apucat? Nu e momentul potrivit. Ah, Dumnezeule, Miss Norvegia a dispărut. Ajutor, hoțul! Pe acolo. Nu spune nimic. Eram sigur că tu ești. Acum te-am prins asupra faptului. Dar ce faci? N-am nicio legătură cu incidentul ăsta. Toți delicvenții spun asta. O să-mi explici totul la comisariat. Delicventă? Dar e absurd, dați-mi drumul. Ei, știu ce am de făcut. E plin de greșeli de ortografie. Niciun punct pe iuri. Teurile nu sunt barate. O neglijență evidentă, dar e scrisul lui? Imposibil. Voi decideți, domnișoarelor, cine este cel mai frumos, cel mai spiritual și cel mai curajos. Marten! Oh, Oscar, era îngrozitor! Răpitorul voia să mă devoreze și... Unde e Katia? Baltazar a arestat-o. Mi-a făcut semn să nu o ajut și să rămân aici. Apoi am adormit brusc, am băut puțin ceai cu candidatele și... Ceai? Doamne, candidatele! Miss Fiji, Miss Benin, Miss Portugalia, toate au fost răpite. Povestea asta e scandaloasă. Așa e, o rușine. 5 răpiri și toate sub nasul poliției. Domnului Rudolf ar trebui să-i fie rușine. Nu mai suntem în siguranță. Nu vă faceți griji, prieteni. Am prins-o pe vinovată și în curând va mărturisi totul. Cu mine nu se glumește. Încetați, e insuportabil. Unde le-ai ascuns pe candidate? Spui sau nu? Bine, mărturisesc. Mărturisesc că sunteți niște papă-lapte. Baltazar, n-ai luat niciodată lecții? Ce cauți aici? Am venit să-i fac o vizită prizoniere. E dreptul ei. Dreptul ei, dreptul ei. Sunt cu ochii pe voi. Ei, ce era cu mesajul? Indiciu fals, era de la Rudolf. Poate că e un îndrăgostit, dar nu-l văd făcând pe răpitorul. Nu-ți face griji, îl voi găsi pe vinovat. Oh, știu la ce te gândești. Vrei să spui că totul are legătură cu misterele din Providence? Păi, într-un fel. Bine, dar să te miști repede. Dacă mai continuă să mă chinuie cu vioara lui, voi asurzi de tot. Ai făcut bine că ai venit la mine. Teatrul e plin de tuneluri vechi. Uite! Din fericire am eu schițele.
Stan Lee, ești formidabil. Ți se pare? Și povestea mea? Pentru parfumul și ceaiul somnifer există o singură explicație, belladonna. În anumite cazuri e un somnifer puternic. Iată belladonna. Frumoasa doamnă, drăguț numelui, așa? Ei, trebuie să ne ferim de ea. De ce e periculoasă? Dacă e concentrată și doza e precisă, poate fi un somnifer puternic și provoacă niște vise ciudate, ca și cele ale lui Martin. Dar cine putea să facă ceaiul acela? Nu știm nici măcar de ce l-a răpit. Nu a cerut răscumpărare. Oricum, dacă individul ăsta folosește asemenea substanțe, e periculos. Fii atent, Oscar. Nu-ți face griji, Stanley, am pentru el o rețetă specială de săgeți somnifere pe care am învățat-o de la vânătorii din deșert. Dragă Oscar, să nu dezlegi enigma prea târziu. E cineva la ușă! Bună ziua! Am adus portocale pentru deținută. Dă-mi-le! Mai întâi trebuie controlate. Și acum, care pe care? Trebuie să mă ajut să evadez. Nu pot! Nu vreau să-mi petrec viața după gratii ca tine. Fii curajos! Am un plan! Ascultă! Să vedem. A coborât de acolo, apoi a luat-o în direcția asta. Schița apare o ușă, dar acum nu mai e aici. O trecere zidită. Ei, n-ai nimic de spus? Vrei o mică serenadă? Începe! Nu, alo, Baltazar la telefon? A, nu, șeful, da, da, șeful. Incapabil ce ești! Vino imediat, pricep? Imediat! Da, șeful! Martin, ia cheile! Da! Ce nătăfleți e, Baltazar! Da, șeful, da, șeful, da, șeful! Ai fost grozav! Ați crezut că sunteți mai steți decât locotenentul Baltazar, hm? Nu mișcă nimeni! Da, șeful, dar n-ați spus, vă rog! Ia! Acum nu-mi scap! Haide, după gratii! N-ai dreptul! E inuman! Oprește-te, nu mai ai scăpare! Katia! Oscar? Dar ce faci aici? Credeam că... Că voi putrezi în celula lui Baltazar. Ei bine, nu! Și din fericire nu a trebuit să te aștept să mă salvezi. Să nu uităm că datorită curajului meu. Cum ai ajuns aici? Am ieșit din teatru pe un coridor care a fost blocat de mult. Și voi? Din Han, tot orașul e împânzit de astfel de tunele. Am descoperit altul care... Oh! Ați auzit? Vine de acolo! Hei, e acolo, e acolo!
trebui un elefant. N-are rost. Oh. Ce ne facem? Nu-ți face griji, Marten, găsim noi ceva. Crezi? Credeai că ești puternic, Oscar, dar oricine se poate înșela. Da, nu trebuia să accept să fac parte din juriul la concursul acela. E prea târziu pentru regrete. Vă amintiți? A ridicat levierul acela. Stați, cred că... Da! Acum îi vom întinde o capcană răpitorului. Hei, Baltazar! Nu ți s-a părut cam îngustă celula ta? Ați auzit? După masă vom avea o nouă candidată. Va sosi azi la Han. Altă candidată? Da, și pe deasupra o prințesă. Am auzit că este foarte frumoasă. Un văl? Wow, o prințesă! Fac pariu că e super elegant. Îi dă gata pe bărbat. Un vis! Sunteți siguri că vom reuși? De ce nu? Computerul tocmai a programat chipul celei mai frumoase fete din lume. O să-ți placă să fii prințesă. Mai ales că Baltazar și Rudolf se vor topi în fața ta. De unde vine? Nu știm nimic despre ea. Taci odată! Suntem norocoși că a acceptat! Ah, iat-o! Alteța voastră, suntem onorați să vă primim în umilul nostru sat. Alteță, v-a mai spus cineva că aveți niște ochi fascinanți? Spuneți-mi, Alteță, întotdeauna purtați vălul acesta? Baltazar! Bineînțeles, ah? Neciopitule. Baltazar, să-mi amintești să te concediez! Da, șefu. Ce e camera asta? Un grajd? Lăsați-mă singură! Trebuie să-mi reîmprospătez frumusețea! Prima etapă s-a terminat! Ați văzut? Recepționat 100%! L-ai păcălit! Și acum să vedem dacă rechinul va mușca momeala. Hei, nu uitați! Ne-am înțeles, nu? La cea mai mică alertă îmi săriți în ajutor! Să trecem la fapte. Stați! Ce miros! Aha! În sfârșit v-am prins! M-ar mira. Noapte bună! Oscar, repede! Iar l-am pierdut! Tipul se furișează ca un jaguar! Uite ce a pierdut! Ah, ce miros! Ai dreptate, dar asta e... Repede, Marten, știu o scurtătură. Și de ce crezi că ea e? Din cauza ceaiului și a parfumului de beladona, talentului de chimistă și, nu în ultimul rând, a substanței de pe pelerina ei. Vezi, Marten, e ambră gri, provine din intestinele cașaloților. Când eram capitan de cursă lungă, găseam așa ceva în apropierea insulelor Marchiz. Urmează-mă! Ce cald e aici! Da, ca într-o seră. Privește, ha? Acolo. Parcă nu mai sunt în viață. No, dorm, pur și simplu. Uite ce avem aici. E un geniu. Acesta e un alambic pentru fabricarea parfumului. Ah,
Ar trebui să te ștergi. Altfel vei răci, Claudette. Voi? Cum se poate? Vreți să mă împiedicați să-mi desăvârșesc capodopera? Nu o să vă las! Fii rezonabilă, Claudette, nu-ți vom face niciun rău. Nu! În flaconul acesta am capturat toată frumusețea din lume pentru totdeauna. Hopa! Unde? Unde suntem? Cu niște prieteni și în curând veți fi alături de ceilalți. Decizia e cel puțin surprinzătoare, dar am hotărât că anul acesta vom avea 5 câștigătoare. Ura! Și am acordat un premiu special al candidatelor pentru Miss Katia, pentru curajul ei. Trăiască toate candidatele și acum am o surpriză pentru voi. Bravo! 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 Aș vrea să prezint scuzele mele tuturor candidatelor și ție, Katia. Nu știu ce a fost cu mine, parcă eram vrăjită. Scuze, scuze, e frumos din partea dumneavoastră, dar ceea ce ați făcut e foarte grav. Am decis să punem talentul dumneavoastră de grădinăreasă în slujba comunității. Veți ajuta orașul nostru să înflorească. De ce a făcut Claudette asta? Nu cred că totul le e permis atunci când caută frumusețea. Ea spera că o va putea captura și o va pune în sticlă. Și crezi că era într-adevăr stăpânită de o forță misterioasă, de o vrajă? Da, dar de cine și cum? Ați auzit vestea cea bună? Anul viitor concursul de frumusețe va fi doar pentru bărbați. Excelentă idee! De fapt îmi aparține. Și cred că tu ar trebui să-l prezinți, Oscar. Ce? Dar e ridicol! Credeam că nu le suporți. Concursurile de frumusețe sunt demodate, nu? Dragul meu, Oscar, ești foarte amuzant. Recunosc, nu te-ai descurcat rău. Dar nu știi... Ce te mai așteaptă? Au dublat în limba română actorii: Ana Maria Vlad, Daniel Vulcu, Iona Brudan, Richard Balint, Adrian Locovei, Geo Dinescu, Rin Tripa, Florin Stan, Mariana Presecan și Ion Ruscuț. Traducerea și adaptarea Ioana Chiba. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.